Conducerea Inspectoratului General al Poliției Române a avansat în județul Sălaj cu prilejul Zilei Poliției, sărbătorită marți 25 martie, numai puțin de 77 de cadre ale Inspectoratului de Poliție județean Sălaj, 4 dintre ei înainte de termen. Evenimentul a avut loc în incinta sălii de ședințe, unde au luat parte și câteva oficialități. Au fost citite numele câștigătorilor competițiilor sportive, care cu câteva zile înainte au primit diplome și premii. Comisarul șef Leontin Pușcaș, adjunctul șefului IPJ și comisarul șef Nicolae But, șeful de la ordine publică, urmează să se pensioneze în acest an. Cei doi ofițeri au primit de asemenea diplome pentru întreaga carieră. Cireașa de pe tort a fost demonstrația de luptă și de dresaj a câinelui polițist Max, oferită de către cei de la detașamentul de poliție pentru intervenție rapidă. Cei care nu făceau cuvenita curățenie, vindeau cu lipsă la cântar, cleveteau contra domnitorului și așa mai departe, aveau să cunoască pedepsele mare lui Agă, mai ales că din 1775 s-a înființat Tribunalul Agir. De atunci a rămas vorba, Agă te bate, Agă te judecă, însemnând atât arbitrariul reprimării, cât și existența Tribunalului și închisorii Agir. Începutul secolului al XIX-lea aduce modernizarea și pentru instituțiile de ordine publică. Acestea primesc denumirea de poliție, capătă uniformă, reglementări și steag propriu. Înmânarea steagului, în anul 1822, de către domnitorul Grigore Dimitrie Ghica, marelui Agă Mihăiță Filipescu, a fost luat ca moment de referință pentru sărbătorirea Zilei Poliției Române, zi care coincide, în mod fericit, una dintre cele mai importante sărbători creștine, Buna Vestire. Poliția a parcurs în cei 192 de ani care au trecut de atunci multe alte etape de reconsiderare a locului și locului în societate, în acord cu evoluțiile politice, economice și sociale ale țării. La mijlocul secolului al XIX-lea, obișnuita poliție se ocupa de ordinea și siguranța comunală, iar în alta poliție de siguranța domnitorului, guvernului, a statului în general. Exista o diferență și în ceea ce privește rolul preventiv. Potrivit unei circulare a Ministerului de Interne din 1864, poliția administrativă avea rol preventiv, în timp ce poliția judiciară, citez, descoperă delictele pe care poliția administrativă n-a putut opri a se comite, adună dovezile și predă pe făptuitori tribunalelor, am chiar citat. De asemenea, pentru că în comunele rurale, serviciul polițienesc era îndeplinit de către jandari, între cele două instituții era necesară o strânsă colaborare, cerută prin legile de organizare a poliției din 1903 și 1929 și, citez, impuse de interesele superioare ale ordinei publice și siguranței statului. Totuși, așa cum rezultă dintr-un ordin comun din 13 martie 1933, nu s-a ajuns la realizarea practică a unei colaborări, punându-se în discuție, greșit și fără folos, pretențiunea la anchietate în conducerea acțiunei polițienești. S-a uitat astfel ceea ce noi am spus în mod repetat. Nici șeful poliției, nici comandantul legiunei de jandari nu este mare decât peste subalternii lui.
dar ambii trebuie să lucreze zi și noapte, ajutându-se unul pe altul. Pentru realizarea acestui deziderat vom conferi împreună, cel puțin o dată pe săptămână, analizând reciproc întreaga situație din județ. Am încheiat citarea. În această încercare de acțiune unitară se înscrie și actul din iunie 1938, când structurile polițienești trec sub autoritatea legiunilor de jandarmi. Încercarea de reformare a eșuat, astfel încât de la 1 martie 1939 s-a revenit la vechea formă de organizare. În 1939, la o populație urbană de 4 milioane de locuitori, poliția română număra 14.951 polițiști, din care 4.110 funcționari de diferite grade și 10.841 gardieni publici. Sistemul era mult subdimensionat, iar supraîncărcarea cu sarcini, citez, nu și are pereche în lumea întreagă. În județul nostru, poliția de reședință, care aveau sistemul comisariatele din Șimeu, Silvanii, Carei, Valea lui Mihai și detașamentul de poliție de frontieră Osiceni, avea încadrați în aceeași perioadă, citez, doar un șef, un secretar și câțiva agenți. Personalul comisariatelor se prezenta la fel. Chiar în aceste condiții, poliția desfășura în județul nostru activitate complexă, încununată cu importante succese. Iată un singur exemplu. Sesizați că în Ardea Lindră, cu complicitatea unor grăniceri și funcționari vamal, unele transporturi clandestine, polițiștii au reușit să descopere, citez, un transport de 500 de arme și câteva sute de bombe. Încheia citatul. A urmat anii celui de-al doilea război mondial, actul de la 23 august 1944, instalarea cabinetului dominat de comuniști. Numeroși polițiști sunt arestați, condamnați, închiși, chiar în urma unui simplu denunț. Discursul oficial era desigur altul. Citez, polițiștii fac astăzi parte dintr-o instituție perfect democrată, pusă în slujba poporului, care este menită să vegheze ca interesele colectivității să nu fie stânjenite în dezvoltarea lor, dar în același timp trebuie să asigure exercițiul libertăților și drepturilor cetățenești. Se scria în aprilie 1946. În contextul înăbușirii oricărei opoziții, al naționalizării mijloacelor de producție, în perspectiva colectivizării agriculturii, având nevoie de un aparat represiv mărit, comuniștii au desfințat atât poliția, cât și jandarmeria și au instituit miliția populară începând cu 29 ianuarie 1949. Poliția este reînființată după căderea regimului comunist prin decretul legii numărul 2 din 27 decembrie 1989, devenind, prin reformele structurale pe care le cunoașteți foarte bine, o instituție civilă pusă exclusiv în slujba cetățeană. Tuturor polițiștilor vă rog să-mi permiteți să vă transmit felicitări, urări de succes și la mulți ani! Domnul comisar șef Blaic Iosif, șeful Serviciului Resurse Umane, o să dea citire dispozițiilor privind avansările în grad, atât a celor la termen, cât și a celor înainte de termen. Și din rațiuni de operativitate o să vă rog să nu aplaudăm pentru fiecare, pentru că suntem vreo 70-80 care sunt avansați. La urmă o să-i aplaudăm pe toți. În acest an, cu ocazia Zilei Poliției Române, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaș, au fost avansați un număr de 77 polițiști, 14 ofițeri și 63 de agenți, dintre care 2 ofițeri și 2 agenți au fost avansați înainte de termen. În aceste condiții, vreau să-mi permite să dau citire ordinelor și dispozițiilor de avansare. Pentru merite deosebite obținute în activitatea profesională, următorii polițiști au fost avansați înainte de termen. Astfel, prin ordinul viceprim-ministrului pentru Securitate Națională, ministrului Afacerilor Interne, numărul 2 Roman per 2613 din 21 martie 2014, au fost avansați înainte de termen următorii ofițeri de poliție. În gradul de comisar șef de poliție, comisarul de poliție Dumuța Solin. Iar în gradul de comisar de poliție, subcomisarul de poliție Gora Dorin.
De asemenea, în aceleași condiții, prin dispoziția șefului inspectoratului numărul 1 Roman Ber 80 din 17.03.2014, următorii agenți de poliție au fost avansați înainte de termen. În gradul de agent șef principal de poliție, agenții șef de poliție Ardelean Constantin Doru și agentul șef de poliție Poc Sorin Gabriel. De asemenea, cu prilejul poliției române, următorii polițiști din inspectoratul nostru au fost avansați la termen, după cum urmează. Prin ordinul viceprim-ministrului pentru Securitate Națională, ministrul Afacerilor Interne, numărul 2 Roman per 2612 din 21.03.2014, următorii ofițeri de poliție au fost avansați la termen, după cum urmează. În gradul de comisar șef de poliție, următorii comisari de poliție: Clițan Remus și Pop Sorin Alin. În gradul de comisar de poliție, următorii subcomisari de poliție: Cherecheș Claudiu Alexandru, Filip Florin și Zaha Paul Poster. În gradul de subcomisar de poliție, inspectorul principal de poliție Ciordea Maria. Iar în gradul de inspector principal de poliție, următorii inspectori de poliție: Bonțe Adrian Ioan, Chiba Marius Ioan, Crișan Leontin Dorin, Hidec Valentina, Terheșiu Dan Gabriel și Turian Milonean Florin. De asemenea, prin dispoziția șefului inspectoratului numărul 1 Roman per 72 din 13.03.2014, următorii agenți au fost avansați la termen în gradul următor, după cum urmează. În gradul de agent șef principal de poliție, următorii agenți șef de poliție: Andrei Claudiu, Bălăjel Silviu Marian, Bodea Ioan, Breje Sterian, Buruian Vasile Liviu, Chira Petrică, Conț Călin, Corduneanu Cătălin Cezar, Crișan Dorel, Cristea Flaviu Ioan, Cristea Ioan Violel, Dragoș Ioan Dionisie, Cristea Echim Dumitru Teodor, Fărcaș Alexandru, Ficuț Ioan Lucian, Ficuț Violel Ioan, Gheorghuța Gheorghe Ioan, Groze Dumitru, Lazar Ionescu, Marian Luca, Mastan Florin Violel, Moldovan Vasile Florin, Muresan Mircea, Niță Cristian, Popiș Lucian Gabriel, Poros Vasile Dorel, Oșan Vasile Florin, Pintea Ioan, Pop Gheorghe Petru, Pop Lucian Ioan, Porum Călin Gheorghe, Rădoane Radu Ovidiu, Roșan Sorin Florian, Seike Augustin Gavril, Șerban Iulian Nicolae, Silaghi Alexandru Zanfil, Spătar Ioan Daniel, Temeș Dan, Tot Călin și Vlaicu Dorinel Gabriel. În gradul de agent șef de Licea, Cosma Marius Florin, Radu Cosmin Remus, Surducan Călin Cristian, Surcaș Dan Ciprian și Vaida Daniela. În gradul de agent șef ajung de poliție, următorii agenți principali de poliție: Făzăcaș Radu, Filip Ioan Violet, Oegar Loredana, Saf Emil. Iar în gradul de agent principal de poliție, agenții de poliție: Bele Flavia Vasilica, Brete Origen Aurelian, Cada Felician Traian, Chichișan Radu Ionuț, Dea Ioan Alexandru, Marian Alen Silviu, Maxim Nicolae Dan,
Negrea Fanuel Marin, Poegar Alexandru, Parna Sorin Dan și Pop Adrian Dănuț. Pe imagine de adinaori am vrut să vă arătăm și fața cealaltă a poliției române. O latură mai puțin coercitivă, așa, cu bograciul. Pentru că se împlinesc 10 ani de activitate a Corpului Național a Polițiștilor, reprezentantul teritorial, domnul comisar șef Groza, o să rămâneze câteva pachete și diplome colegilor care s-au intențiat în activitate. Stimați colegi, dragi invitați, ca semn de apreciere pentru activitățile pozitive desfășurate în cursul anului 2013 și cu ocazia împlinirii a 10 ani de la înființarea Corpului Național al Polițiștilor, dați-mi voie să numesc diplome și plachete următorilor polițiști care s-au remarcat în cursul anului cu activitățile de serviciu. Echipe formate din domnul subinspector de poliție Chiba Daniel Gabriel, ofițer operativ și ASP Taroș Călin, ambii în cadrul Poliției Orașului Bou, pentru modul în care au acționat în data de 24.07.2013, când, la un control operativ efectuat în raza de competență, au identificat autorii unor furturi de cuplu de la depozitul ANRSDVA. Cei doi polițiști, celor doi polițiști, s-au oferit mită, 3.000 de euro, aceștia au refuzat, s-au desistat și împreună cu DGA-ul au contribuit la aplicarea flagrant a mituitorilor și ulterior la arestarea acestor. Cred că prin activitatea dumnealor au întărit imaginea și autoritatea Poliției Române. Mulțumim pe oameni pentru ce faci. Echipe formate din agenții de poliție Podina Mircea și Enescu Marius de la postul de la aplicatul secției 5 și DAT, pentru modul în care, tot așa în cadrul activităților operative, au reușit depistarea și identificarea unui transport de 6.500 pachete țigări de contrabandă și modul cum au acționat pentru prinderea, urmărirea și prinderea lor în trafic. Semnează placheta domnului Surcardan din partea secției 5 de poliție, da? Transmisă colegilor. De asemenea, iarăși o echipă destoinică, formată din agenți principal de poliție Moldovan Alexandru și Gătătuș Răzvan Agredin, din cadrul posturilor de poliție cu Zăplac și Almașu, pentru modul în care au destructurat o rețea de host de cablu Rom Telecom pe raza secției 2 Sumiaia Almașului și, de asemenea, cum a acționat pe timpul nopții pentru prinderea și reținerea acestor autor. Înmânăm distinția pacheta domnului Niță Cristian din partea secției 2 Poliție. Sigur, am încercat să sintetizăm un pic toate activitățile mai semnificative obținute, desfășurate de către colegi și rezultatele obținute, fapt pentru care înmânăm diplome de excelență următorul polițiști care s-au remarcat cu activități de schimb. Agent șef de poliție Maricaș Marius, din cadrul serviciului de investigație. Agent principal de poliție Mârza Ioan Mațile, din cadrul poliției municipiului Zalău. Agent principal de poliție Cosma Cristina Mihaela, din cadrul poliției orașului Brău Silvaniei. Agent șef de poliție Vaida Valer, la unul din cadrul poliției oraș Cerul Silvaniei.
agent, șef principal de poliție Oprit Vasile, secția poliție rurală 1 Zahăr. Agent șef ajun de poliție Cristi Gheorghe Gabriel, șeful postului de poliție Sâmb. Și agent șef principal de poliție Vaida Vasile Dorin, din cadrul secție 8 Sărmășar. Totodată, dați-mi voie să vă prezint rezultatele obținute de către echipele Inspectoratului de Poliție Județean Sălaș la activitățile pregătoare zilei poliției, desfășurate la baza sportivă și în sala de sport special amenajată. Competiția mini-fotbal, locul 3, Poliția Municipiului Zadălău, locul 2, Serviciul Rutier și locul 3, echipa Inspectoratului de Poliție Județean Sălaș. La tenis de masă, la simplu, locul 2, locul 3, Pop Adrian, de cadrul Poliției Municipiului Zadău, locul 2, agent șef Ramlou Vasile și locul 3, agent șef ajunt Buta Ciprian, de la Serviciul de Acțiuni Speciale. La dublu, echipele formate din Pop Adrian și Ocra Daniel au obținut locul 3, Buta Ciprian și Seite au obținut locul 2, iar locul 1 a fost obținut de către echipa formată din Ramlou Vasile și Pop Lucian din cadrul Serviciul de Acțiuni Speciale. La tenis de câmp, simplu, locul 3, comisar șef tehnic Gabriel Marin, SAS, locul 2, agent principal Tarcoș Adrian SAS și locul 1, agent șef principal Ramlou Vasile, tot din cadrul SAS. La dublu, locul 3, Tarcoș Adrian și Pop Lucian, tot de la SAS. Locul 2, Pereș Gabriel Marin și Maxim Nicolae, tot de la SAS. Și locul 3, Ramlou Vasile și Gaido Ștălin, tot din cadrul SAS. La Scandalberg, mai schimbăm un pic registrul și trecem la altă înscriptă. La Scandalberg, brațul stâng, locul 3, Adrian Dorin, din cadrul Poliției Orașului Osimbaniei, locul 2, Baido Dorin, tot de la Orașului Osimbaniei și locul 1, tot de la Orașului Osimbaniei, domnul comisar Santa Valentin. Brațul drept, locul 3, Talpoș Adrian de la Poliția Orașului Iosimbaniei, locul 2, Santa Van Ioan și locul 3, Baido Dorin. Și ultima competiție, cea de șah, locul 3, agent șef principal Iemure Ioan de la Poliția Municipiului Zadău, locul 2, inspector principal Big Evitor din cadrul Serviciului de Ordine Publică și locul 3, agent șef Adrian Constantin, Poliția Orașului Iosimbaniei. Și după cum ați observat, la competiție, adică la competiția, la concursul culinar la cea 1, prima ediție, 2014, premiul 3, serviciu financiar. Premiul 2, serviciu cazier judiciar. Premiul 1, serviciu de investigații criminale. Și marele premiu, serviciu de acțiuni speciale. Felicitări câștigătorilor, tot la capitolul plachete, din partea Corpului Național al Polițiștilor, dar de altfel din partea tuturor polițiștilor sălăjeni, cât o plachetă pentru reprezentanții administrației publice locale, cu mulțumiri pentru care sunt mereu alături și pentru sprijinul care de la acordă în activitate. În același context, dar într-un moment mai încărcat de emoție, vreau să exprim recunoștința noastră a tuturor unor colegi admirabili care, într-un viitor apropiat, vor înceta activitatea în instituția noastră, domnul comisar șef Pușcaș și domnul comisar șef Bud. De draga noastră apreciere pentru ampleta care ați lăsat-o în această instituție. Oricum o să facem acest, o să mai avem aceste mulțumiri și la momentul cuvenit, dar am ținut să o facem într-un cadru mai festiv,
personal vă mulțumesc pentru sprijinul pe care l-ați acordat în conducerea instituției și vă felicit pentru tot ce ați făcut în această instituție.
Așteaptă.